Salutare, oameni dragi, și bine ați venit la un nou episod din Viața de Artist cu Dorel Crăniciuc. Trebuie să recunosc că invitatul meu de astăzi pentru mine este un exemplu. Lector universitar, doctor la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și fondatorul Fly Music. S-a lăsat de cântat și acum conduce o afacere cu o cifră de 15 milioane de euro. Mă bucur că sunteți astăzi în studio, domnule Florin Fodor. Mă bucur tare mult pentru că știu că timpul dumneavoastră este foarte prețios. Domnule Dorel, îți mulțumesc și eu pentru invitație și cred că ar fi mai ușor dacă prima dată am trece la persoana a doua singular pentru fiecare dintre noi. Da, mi-e greu, nu știu Da. dacă pot să mă obișnuiesc. O să cer poate pe parcurs. Ok, vedem dacă până la sfârșitul înregistrării trecem la persoana a doua, înseamnă că am făcut un pas. Dar dumneavoastră, știu că aveți multe, multe de povestit și de asta eu am vrut să vă invit să ne împărtășiți din succesul dumneavoastră. Știu că sunteți foarte ocupat, dar v-ați făcut timp să veniți. Curiozitatea mea, cum vă gestionați timpul? Asta e una din marile mele întrebări care tot așa stau și mă gândesc că cățelul, Da. lăsați așa că Super. nu are nimic. Doar am fost luat prin surprindere. Ați fost la... Avem un musafir aici, Da. cățelul lui Bogdan. Lui Bogdan. Da, se spune că timpul este cel mai mare dar care ne l-a dat Dumnezeu. Cum îl gestionați? Începem așa în forță direct. Știți că cei care ne ascultă poate sunt tineri, antreprenori, sunt băieți care vor să lase de muzică și vor să apuce și ei de afaceri, cum ați făcut dumneavoastră. De asta am zis că sunteți un exemplu pentru mine. Am înțeles. Cu gestionarea timpului cred că e cea mai mare problemă, dar cred că în ultimii ani am început să-l gestionez mult mai bine, planificându-mi lucrurile foarte clar. Da? Deci, în principiu, reușesc și îmi fac programul de duminică pentru următoarea săptămână. Și am ajuns la stadiul în care, dacă apar lucruri neprevăzute, atunci nu le pot face. Pur și simplu spun că nu pot și reușesc să mut orice întâlnire sau orice chestiune pe o dată ulterioară, să zic. Îl programez cu atenție și atunci zic că reușesc să îl fac. Pe de altă parte, cred că foarte important este că am lângă mine o echipă foarte bună și atunci, de fiecare dată, ce nu pot să fac, mă ajută colegii, familia, prietenii și toți cei din jurul meu. Dacă vorbim un pic despre succes, care este secretul succesului dumneavoastră? Că nimeni nu întreabă de eșec, știți cum este. Până să ai succes, eu zic că din eșecuri învățăm. E adevărat? Da. Cred că cea mai importantă calitate și cea mai important lucru este răbdarea și tenacitatea. Da? Adică în tot ce faci, chiar dacă succesul nu vine imediat, trebuie să fii foarte consecvent și foarte luptător și să-ți urmărești visul. Cred că cel mai important este ca fiecare dintre noi să-și fixeze niște țeluri, să le atingă. Eu am avut în viața mea mai multe țeluri, mai multe ținte și de fiecare dată am luptat pentru ceva. În momentul în care am reușit să ajung în punctul în care mi-am dorit și am rămas fără țel, am rămas așa puțin fără direcții, să zic. Și atunci ce am făcut? Mi-am fixat următorul țel și următorul și următorul. Întotdeauna trebuie să știi pentru ce lupți, pentru ce muncești sau ce îți dorești să faci. Orice lucru pleacă de la un vis. Da? Exact. Restul este muncă, răbdare, iarăși muncă și iarăși răbdare. Succesul va veni, cu siguranță. Da. Este adevărat că succesul nu este un secret, ci mai degrabă un sistem. Un sistem bine pus la punct. Adică, cum să vă zic, muncă, cum ați spus dumneavoastră, muncă, răbdare, perseverență. E adevărat? Da. Nu există o rețetă pentru succes. Dacă pe mine mă întreba cu 20 de ani cineva, dacă mă întreba dacă eu voi face afaceri sau voi îmi doresc să devin antreprenor, aș fi spus că nu, sub nicio formă, pentru că eu toată viața am fost muzician. Muzician, muzicant, cum se poate spune, lăutar, în toate felurile. Nu m-am gândit nicio clipă că pot să ajung antreprenor. Și tot ce s-a întâmplat, a venit firesc, fără să fac vreun efort sau fără să-mi propun să fac o afacere sau să mă gândesc la așa ceva. A venit pur și simplu. La mine a venit pur și simplu
s-au așezat lucrurile de la sine, iar restul, repet, a fost muncă, tenacitate și răbdare. Domnul Florin, eu zic să lăsăm subiectul ăsta cu business-ul puțin pe mai târziu. Așa. Haideți să pornim un pic să vedem cum ați început dumneavoastră să cântați. Prima dată noi ne-am întâlnit la o nuntă, dacă vă mai aduceți aminte. Eu mi-aduc aminte, o nuntă, nu mai știu exact anul de mulți ani oricum, la o nuntă la Rulmento. Cântați cu domn profesor Ușor, cu Lenuca, cu... Nu are? Nu atunci? Cred că da. Nu? Asta se întâmpla în jurul anilor 99-2000, cred că da. Așa da. Este. Așa este, da. M-ați lăsat să cânt la orgă atunci, țin minte. Da. Eram la o nuntă invitat. Și v-am văzut prima dată acolo. Cum ați început dumneavoastră să cântați? Să vorbim un pic și așa, să, până ajungem la afaceri, că noi am intrat direct în pâine. Eu am multe curiozități și mi le-am notat aici ca să nu le uit. Așa, sunt foarte multe lucruri pe care nu ai de unde să le știi și foarte multă lume nu are de unde să le știe. Eu m-am născut într-o familie în care tatăl meu cânta, făcea parte din fanfara de la Bosanci, deci am găsit, când m-am născut, am găsit o trompetă în casă. Deci asta a fost primul lucru. Și primul instrument la care am început a fost trompeta. Pentru că găsindu-l pe acolo, am fost fascinat și mă jucam cu el. Prima mea nuntă a fost la vârsta de 12 ani, când am cântat efectiv o nuntă în localitatea Ipotești. Dar la ce instrument? La trompetă? La trompetă, exact. Cu trompeta ați început? Cu trompeta, asta cu fanfara, da. Deci m-am pus lângă tatăl meu. Dumneavoastră sunteți profesor de clarinet, nu? Da, e o poveste lungă. E o poveste, da. Ajungem și acolo. Deci da, prima mea nuntă a fost la trompetă. A fost cu tatăl meu la o nuntă la care a început pe la ora 11 o bătaie în care toată lumea s-a bătut cu toată lumea. Mă rog, pentru mine a fost și un șoc. Unul dintre actorii principali în acea bătaie a fost chiar tatăl meu, care era destul de forțos, să zic așa. Deci, dacă nu știe toată lumea, eu mă trag din Bosanci și foarte multă lume știe că în Bosanci toți sunt destul de răi. Tatăl meu era cam cel mai rău dintre cei mai răi, să spun așa. Da? El a intrat în conflictul ăla de la nuntă întâmplător, apărându-mă pe mine. Da? Pentru că a început o busculadă pe acolo, toată lumea se bătea cu toată lumea, nu mai știa care e cu care. Și atunci tatăl meu a intrat și el și m-a apărat pe mine. Da. Asta a fost prima mea experiență. Am rezistat de la ora 12 la prânz până la ora 11 noaptea să cânt, că după aia mi s-a umflat foarte tare buza și nu puteam să mai scot niciun ton. Era la vârsta de 12 ani. Asta s-a întâmplat. După care am cântat încă un an și jumătate cu trompeta, până în clasa 8-a. Deja trăisesem nunțele noastre, mergeam pe la socrii, cum erau pe vremea respectivă, la Bosanci, deci practic cântam la mireasă acolo. Făcusem o formulă cu încă doi colegi din Bosanci și am cântat până în clasa 8-a la trompetă. Acolo s-a întâmplat ceva, sunt momente în viață când apar niște intersecții, da? Și atunci se schimbă câte ceva în viața fiecăruia. În vecin la mine, o nuntă mare, cu mare alai, cu mare formație, ghișcine. Formația Leonard Zană. Leonard Zană cu Laurențiu Leonte, cu Viorelean. Acolo l-ați cunoscut prima dată? Exact, Dumnezeu să-l odihnească pe maestru Viorel și Puiu Poruschi era. Asta era formula. Și Laura Lavric. Ok, cânta la două case mai sus de mine. Eu, ca orice copil, stăteam la gard și admiram formația. Și în momentul respectiv, Leonard Zană, care se cunoștea cu tatăl meu, eu am cântat vreo două melodii la trompetă, că așa era pe vremea respectivă, unde te duceai, cântai ceva, și Leonard îi spune lui taică, mai Ghiță, deci nu tai tu pe băiatul tău la clarinet să înveți și la clarinet? Și taică, nu are ce face, spune, ok, hai că el cântă la trompetă, dar nu e rău să învețe și la clarinet. M-am dus la școala populară de artă, asta se întâmpla în clasa 8-a, și m-am apucat să cânt la clarinet. După 3 luni de zile, am început să uit de trompetă. Mi-am dat seama că oricum sunt două instrumente incompatibile, da? Și mi-a plăcut foarte mult clarinetul și din momentul respectiv am hotărât eu și cu colegul meu de la trompetă și amândoi ne-am făcut clarinetiști. Și așa am ajuns să cânt la clarinet, după care deja din clasa 8-a am fost titular în toate formațiile în care am început să cânt. Deci, practic, aveam 16 ani, cred că, da, ceva, clasa 8-a-9-a, și am început să cânt la clarinet, saxofon și toate instrumentele populare la care cânta Leonard Zamă. Eu, în momentul respectiv, el era pentru mine un model și încercam să-l copii în tot ce făgea. Deci vreau să vă spun că domnul Florin a început cu trompeta, după aia cu clarinetul, noi când ne-am întâlnit, cânta cu orgă.
Și cu voce. Cum ați ajuns la orgă? Interesant. Haideți că vă spun că și asta e foarte interesant. Următorii 3 ani de zile, clasa 8, 9 și 10, am cântat la clarinet, la niște nunți extraordinar de grele, dar nu aveam nicio problemă. Dacă ați auzit de zona Budeni, Sirețel, Dolhasca, deci acolo mi-am făcut stagiatura alături de Mihai Hrițcu, pe atunci... Am salutat pe Mihai, că el sigur nu urmărește. Ok, îl salutăm cu siguranță din America și mă bucur să, pentru că am amintiri plăcute alături de el. Am cântat cu el pe zona respectivă. A fost o etapă foarte frumoasă din viața mea, pentru că m-am simțit foarte bine, cântam foarte mult. Ajungeam până miercuri, nu mai puteam să suflu în clarinet, pentru că veneam efectiv de la nuntă cu buza plină de sânge. Efectiv, nu puteam să mai scot un sunet până miercuri, iar de joi începea să iese câte un sunet. Asta s-a întâmplat până în clasa 10-a, după care am mai schimbat, nu am schimbat informații, așa era pe vremea respectivă, am cântat cu familia Laza, Mihai Laza, care era tambalist la ansamblu Ciprian Porumbescu, cu mai multe persoane. Foarte important este, am pornit alături, chiar din clasa 7 m-am împrietenit cu Dinu Croitor, cu care iarăși am avut o colaborare destul de lungă în următorii ani, să zic așa. Când trecem la următoarea etapă, dacă îmi place, e frumos că ce povestiți. Dacă ai răbdare să... Sigur, dar pentru asta ați venit. Să vorbești despre muzică și despre afaceri, puțin mai încolo, să vedem cum ați ajuns dumneavoastră toate etapele astea. Așa. Ce vreau să mai spun, m-am înscris la liceu economic. Am făcut liceu economic, cu toate că îmi doream să fac muzică. Dar m-am dus la liceu economic pentru că era foarte aproape de școala populară de artă și vreau, tot timpul când prindeam o oră liberă, repede la școală să mai suflu eu puțin în clarinet. Și pentru asta am ales liceu economic. Am făcut liceu economic, după care mi-am dorit să fac muzică. Mai mult de atât. Ce s-a întâmplat? Deja în clasa 10, să spun că aveam o experiență de nunți de undeva de 4-5 ani de zile și în momentul respectiv câștigam mai bine decât tatăl meu și mama mea la un loc, să zic, da? Visul meu era pe vremea respectivă să-mi cumpăr o Dacia Break roșie și pentru asta am stat și am strâns. Deci de mic ați avut un vis. Da, deci o Dacia Break roșie cu bord de CN, nu știu dacă îți spune ceva. Îmi plăcea că avea niște butoane pătrate din asta și visam să mi-o iau și să reușesc să apăs. Și toți banii îi puneam la cec, ok? Și până a venit Revoluția, am reușit să strâng 55.000 de lei, ok? Iar o Dacia era 70.000, deci foarte puțin. Erau bani, deci erau un apartament, era 100.000. Exact, nu exact. Ceva de genul. Eu eram destul de strângător așa. Pe de altă parte, dacă acasă aveam tot ce-mi trebuie, cât puteam eu să cheltui? Pentru că câștigam mult, nu pentru că erau foarte bine plătite, ci pentru că cântam foarte mult. Cântam joi, vineri, sâmbătă, duminică. Deci în continuu aveam evenimente. Deci am fost tot timpul cu normă întreagă, ok? Și visul meu s-a spulberat, ca să vă spun cum am rămas eu fără Dacia roșii, când n-am reușit să mai iau Dacia visurilor mele. În 1989, după cum știți, a venit Revoluția, banii mei erau la cec, 55.000 de lei. Fiind o inflație foarte, foarte, foarte mare, banii s-au devalorizat și n-am mai reușit să-mi cumpăr acea mașină. Da? Așa am rămas, am reușit până într-un târziu să-i schimb în gust mărci. Amar. Nu neapărat cu un gust amar, am reușit să schimb 1.500 de mărci din banii care rămăseseră, da? Și visul meu a fost să-mi iau mașină, dar deja mi se schimbase optica, deja se ne aflam undeva prin anul 1993. Altceva, ceva o mașină străină. Da. Nu? Așa e. Da, tatăl meu luase pe vremea respectivă, el fiind șofer de tir, în 1991 a cumpărat un Audi 80 Vișiniu. O frumusețe de mașină, până la urmă aia a fost prima mașină pe care am condus-o. Pentru a mea a trebuit să mai muncesc vreo 2 ani de zile să reușesc să mă iau, da? Până atunci ar mai fi câteva etape de povestit. Mă scuzați că vă întrerup. Da. Spunea într-un interviu Viorel Cataramă, știți, marele antreprenor, spunea așa, l-a întrebat, care a fost cea mai mare bucurie a ta? Când conduceți acum mașini de sute de mii de euro sau prima mașină aia, Audi 80, care zic eu? Cum a fost? Cum să zic? Audi 80 nu l-am simțit ca fiind al meu pentru că era al tatălui meu. Și atunci eu îl prindeam când nu era el, să zic așa, sau când eram cu el și tot timpul, ca orice șofer experimentat de-n dreapta, îl critică pe cel din stângă. Și automat n-am putut să spun că Audi-le respectiv și a fost la urmă, mașina... care e prima mașină care a venit? Aici e o poveste lungă. Prima mea mașină care a venit a fost un Ford Scorpio.
da? Deci această mașină mi-am luat-o în anul 2 de facultate. Dar până acolo aș vrea să vă mai povestesc câteva lucruri ca să... Cum ați ajuns la facultate? Asta e. Aici e foarte interesant. La începutul clasei a 11-a, deja eram, cântam foarte mult la nunți, cântam bine, eram bine văzut pe vremea respectivă din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, n-aș vrea să fiu chiar foarte modest să zic așa, dar la un moment dat am simțit că vreau mai mult. Am ajuns întâmplător în clasa 11 la Iași și ca orice copil curios am vrut și eu să mă duc să văd unde e conservatorul. Auzisem eu că conservatorul este cea mai înaltă instituție unde ajung cei mai buni și poți să devii foarte bun. Și ajungând acolo, întâmplător se face că sala de clarinet dădea spre stradă, era pe strada Mitropoliei. Și cum treceam pe acolo, am auzit niște clarinetiști care aveau un sunet extraordinar și cântau atât de bine încât am rămas fascinat. Și în momentul respectiv am spus, wow, eu trebuie să fac conservator. Ok, m-am dus, cu gândul ăla am plecat. Am ajuns acasă, mă duc la tatăl meu și spun, băi, tată, mă, uite, am fost la Iași, cred că eu vreau să fac conservator. Și am spus, mă, dar tu cânti deja foarte bine. La conservator înveți doar notele, spune el mie, da? Ok, eu am zis așa, dar nu, totuși gândul meu a rămas acolo și am spus ok. Și am început să mă interesez, oare ce trebuie eu să fac ca să ajung la conservator? Ok. Și atunci m-am interesat în stânga, în dreapta și am auzit că la conservator trebuie să cânt muzică clasică, muzică de factură academică, trebuie să știi studii, să știi game și toate astea. Eu în momentul ăla am spus, domne, ok, eu le știu așa cât de cât, dar nu... Am făcut muzică populară și am făcut la școala populară de artă, care da, la nivelul la care se făcea sau se face acolo. Deci, practic, la școala populară de artă, în 3 ani de zile, nu reușești să faci decât înveți notele, înveți melodii și cu cât știi mai mult, cu atât evoluezi cât se poate în 3 ani de zile. Ok. Și atunci am început să mă interesez ce ar trebui eu să fac. Și în momentul respectiv am auzit că la liceul de muzică este... un profesor vestit care îl cheamă Doru Alb. Da? Zis și făcut. Mă duc la liceul de muzică și încep să mă interesez unde îl găsesc pe domnul profesor Alb. În fine, mi-a arătat cineva unde e sala, m-am dus, am bătut la ușă, el s-a uitat la mine, pe vremea respectivă aveam jur de 30 de ani, avea un păr negru, vâlvoi, așa, micuț cum este el și așa. Și vă spun, da, cu ce poți să-ți fii de folos? Și am început să-mi zic, domn profesor, uitați, eu mă numesc așa, eu cânt la clarinet, am făcut la școala populară de artă, cânt la nunți, am făcut bani, dar vreau mai mult. Eu vreau să ajung la conservator, să cânt acolo. Și el se uită la mine și spune, și ești sigur? Așa, zic, da, îmi doresc, așa. Și spune, ai clarinetul la tine? Da, hai cântăm ceva. Am scos clarinetul, i-am cântat ceva ce am știut, știam de la școala populară de artă, aveam o serenadă de notă, dar am cântat-o și pe aia, că am zis, dacă mă duc acolo, nu pot să cânt hore și sârbă. Da. Până la urmă i-am cântat și eu hore și o sârbă, s-a uitat la mine și a spus, uite care e situația, eu cred că ai putea să faci, dar trebuie să uiți tot ce ai învățat și să o luăm de la zero. În momentul respectiv, eu m-am uitat așa, dar nu m-am speriat. El a crezut că am să-mi strâng clarinetul și am să plec. Nu, și am spus, ok, eu aș vrea să încep, eu sunt dispus să muncesc. Și în momentul respectiv, asta se întâmpla în clasa 11-a, am luat-o de la zero. Deci a trebuit să uit tot ce am învățat în materie de suflătură, de degetație, de concepții, de tot, și am luat-o de la zero și am luat-o cu metoda de clasa 5. Da. Ok, și am parcurs absolut toate etapele. Singura chestiune era pentru că eu știam o anumită parte de note, aveam foarte multe voință și fiind mai mare, eu, de exemplu, dacă un copil de clasa 5 făcea un studiu sau două pe săptămână, eu făceam 20, dar n-am ratat nicio etapă. Și în 2 ani de zile am reușit să ajung cu materie la nivelul clasei a 12-a, cântând concerturi de Cramer, concertinul de Weber, concertul numărul 1 de Weber, toate studiile din Kitzer 1, Kitzer 2, Kitzer 3, deci practic am ajuns cu materia la zi. Asta mi-a luat cam un an și jumătate, după care văzând că am evoluat și am ajuns așa, o spus ok, ar trebui să te vadă de acum și profesorul de la Iași. Venise regretatul Dumitru Săpcu într-o inspecție la Suceava
Și m-a ascultat și s-a uitat la mine și a spus, da, tu ai putea să intri, dar trebuie să mai lucrăm. Și așa am început pregătirea în paralel și cu domnul profesor Dumitru Săpcu. Asta am făcut. Între timp auzisem că trebuie să știu și teorie și solfegii, o altă provocare foarte mare. Și am început să iau pregătire și la teorie și la solfegii, iarăși eram atât de prezent în liceu de muzică că au fost foarte mulți și din profesori și din elevi care n-au știut niciodată că eu nu sunt elev al liceului de muzică. Pentru că eram toată Dar și eu puteam să jur că ați fost la liceu de artă. Toată lumea știa lucrul ăsta, dar nu am făcut liceu de artă pentru că liceul de artă s-a înființat cu un an după ce eu am intrat la liceu. Da? Deci, practic, prima generație a fost la un an de zile după ce eu am terminat liceul economic, să zic așa. Da? Și asta a fost pregătirea mea pentru conservator. Și aici se mai leagă ceva, pentru că spuneai că noi când ne-am cunoscut, eu cântam la orgă. Într-adevăr, da. Cântam la orgă. Din ce motiv? Foarte, foarte simplu. Nu mai trebuia să suble. Asta corect, e... ai ghicit răspunsul, dar să-ți povestesc cum s-a întâmplat, că și aici s-au aranjat lucrurile pentru mine foarte firesc, așa, deci au venit de la sine, să zic, n-am forțat nimic. Deci de asta spun că în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi există niște puncte de cotitură, eu așa le spun, o intersecție de drumuri. În momentul respectiv, tu decizi dacă o iei la stânga sau la dreapta, ok? Și atunci, timpul ți arată dacă ai ales pe direcția bună sau pe direcția rea. Fii atent, că am mai cântat la un instrument la care nu știi. Asta o să te șocheze. Da. Ia să vedem. Sunt curios. Prin clasa a 10-a deja, înființasem o trupă la liceul economic, o trupă de rock. Oh. Da, pentru că era la modă pe vremea respectivă, era o trupă de rock. Eu fiind cu inițiativă, am înființat o formație la liceul economic care se numea Impuls. Impuls? Da, eu sunt membru fondator al formației Impuls. Dar mai auzit formația Impuls. Formația Impuls a funcționat și ar mai funcționa și acum, da? Eu eram în liceul economic, tot în liceul economic l-am întâlnit pe Dorin Popovici, care este... Dorin Popovici. Dorin e cel mai vechi în firmă, Dorin? Da, este primul angajat al firmei Fly Music după mine, bineînțeles. Așa? Noi împreună am înființat, eu cântam la instrumente populare pe vremea respectivă, când că prinsesem Cântarea României în 1989 când am intrat la liceu și ulterior am zis hai să facem și o formație de muzică ușoară și ia ghiște, îl aveam pe Dorin la orgă, așa, mai era un coleg mai mare, îl chema Ovidiu, care cânta la chitară. Și el cunoștea un alt prieten de-a lui care era toboșar, dar nu era de informație și lipsea un basist. Ok. Și atunci am zis, mă, dar cred că pot eu să învăț la bas. Și mi-am luat o chitară bas și am băzâit acolo prin sala de sport unde făceam noi repetiții și cântam piese de ale formației Compact care începuse să fie în vogă în vremea respectivă. Da. Eu, în paralel, cântam la nunți cu saxofonul, eram eu, Dinu Croitoru, Dorin Popovici la clape, era un toboșar, este și acum Guță, îl poreclim noi din Grămești, și Lena Marianciuc, dacă spune ceva, acum, chiar dacă Len. O să ne audă, ea este, da, astăzi Len. Împlinește 50 de ani, îi spun Lena? La mulți ani, da. La mulți ani, Lena. Așa am auzit, nu sunt super, da, deci dacă ești acolo, te salutăm, știu că ești plecată. Te salutăm și te felicităm. Dacă am greșit, te rog să ne ierți. Da. Astea sunt zvonurile. Așa. Și eram o trupă foarte în vogă, pe vremea respectivă, formația Impuls. Erau celebrele baluri de la Mihoven, dacă ați auzit voi, de care se făceau vinerea. Și era, nu erau baluri, erau disco-bal. Disco-bal, ok? Eram micuț, dar mi-aduc aminte. Și având eu chitara respectivă, eu eram titular pe clarinet și saxofon în momentul respectiv. Am luat și chitara cu mine, era și Criste Doboș la chitară, ok? Și lipsea, basul se făcea pe orgă cumva, deci era în general era o hărmălaie completă, să spun așa, dar lumea ne iubea. Cântam frumos și eram plin de evenimente și lucrurile mergeau frumos. Și la un moment dat, era o melodie Noapte Albastră, ok? Eu n-am ce face, iau chitara bas pe care o aveam pe acolo și știam acordurile. Și când am început să cânt cu basul, toată formația a rămas șocată, s-au întors toți spre mine și au spus wow! Deci s-a schimbat total sound-ul trupei. Și atunci, cum cântam la vremea respectivă? Cântam jumătate la clarinet și la saxofon,
cât era program de folclor, iar când începea programul de muzică ușoară, luam chitara bas. Era deci o... dumneavoastră n-aveați timp să vă plictisiți, că te plictisești de un instrument, că de dracă la el, la un moment dat, eu zic că îl vrei să-l mai arunci. Că... Exact, exact. Și din momentul respectiv am început să cânt hibrid, când la clarinet și saxofon, când la chitară bas. Cu timpul, în momentul în care lăsam chitara bas, se dezechilibra formația și am început să cânt ușor, ușor, din ce în ce mai mult cu chitara bas. Și așa a fost până, cred că până în 1995. Între timp, apropo, tatăl meu mi-a adusese din Germania o orgă. Nu erau, erau foarte rare orgele pe vremea respectivă. Și aveam prin anii 93 o orgă Yamaha PSR-200. Este o orgă care în momentul de față ar costa în jur de 400 de euro, să zic. Deci, o orgă... Nu chiar cea mai de începători, da, dar... Da, dar puteai să cânti la anunț cu ea. Exact. Avea tonuri, avea cum să cânta cu tobe. Dar eu, în momentul respectiv, o țineam doar acasă. La un moment dat, ca în orice trupă, au apărut o scindare, da? Și din motive pe care le știm, nu le știm, le înțelegem, nu le înțelegem, ne-am hotărât să ne rupem de formația Impuls și am făcut o formație nouă, eu, Criste Doboș, Dinu Croitoru și cu Simona Hatnean, dacă îți spune ceva. Da, numele... îmi spune, am auzit de fata asta, doamna asta, așa, dar da. Nu o cunosc personal. Da. Am auzit numai vorbe frumoase, cânta, era vesel, avea o energie mișto. Exact. Și în momentul respectiv trebuia un clăpar. Și ea ghește, cine știa... clape dintre mine și Cristi Doboș. Eram amândoi, eu cu basul, el cu chitara, ne trebuia un clăpar. Și am zis, măi, ori treci tu de la bas la clape, ori trec eu de la chitară. După aia am hotărât, am zis, măi, eu cânt la orgă mai bine decât cânti tu la orgă și chitara e mai importantă decât basul. Și atunci hai că am să trec eu la clape. Și din momentul respectiv eu am devenit titular pe clape. Cât am cântat cu chitara bas și cu clapele, au fost absolut extraordinar din două motive. Eu am putut să mă pregătesc pentru conservator, da? Deci, nemai suflând la anunț, am reușit să am reușit să-mi echilibrez suflătura, să mă pun la punct. Studiam foarte mult. Pe de altă parte, îmi câștigam banii din aceste două instrumente, chitară, bas, respectiv orgă. Și așa lucrurile s-au aranjat foarte, foarte bine. Așa, am ajuns la stadiul ăsta, deci pe planul de evenimente cântam cu formația Requiem, așa se numea formația respectivă, iarăși eram plin de evenimente, lumea ne iubea, noi iubeam, deci lucrurile mergeau foarte frumos și pe partea cealaltă am reușit să intru la conservator în anul 1993 cu nota 10 la clarinet. Wow! Deci 10. Nu 9-90, nu. Deci, colegii care v-ați întâlnit acolo, ce spuneau? Nu. N-ai terminat liceul de muzică. O parte au fost contrariați pentru că au fost oarecum răutăcioși să spun, domnule, dar ce a venit un geniu de la Suceava care a luat 10, nu s-a luat de 20 de ani 10 de la Suceava. Da, da, da. Ok, mă rog, mici răutăți pe care eu nu le-am pus la suflet, cei care le-au spus sunt prietenii mei în momentul de față, deci n-am niciun fel de problemă cu chestiunea asta. La prima probă am luat 10, după aia la următoare am luat 5, dar cea mai importantă care a fost recitalul de instrument pentru care m-am pregătit, am luat 10. Pe ansamblu am avut 9-30, cred că media generală, dar oricum am intrat cu o notă extraordinar de frumoasă și a fost o performanță extraordinară să plec de la zero timp de 2 ani de zile să reușesc să recuperez toată materia și să intru cu fruntea sus în conservator. Voință. Foarte multă voință. Am ajuns nivelul meu de studiu pe zi era cam de 8 ore. 8 ore în care toată ziua... Ați auzit băieții ăștia care cântați, ăștia mai micuți? 8 ore pe zi. Deci recunosc că de asta am spus că iarăși ne întoarcem și spun foarte multă muncă și foarte multă răbdare. Pe de altă parte, știți cum e în sălile școlilor, da? Deci avem o sală în care îți montezi instrumentul, pui partitura și începi să repeți. În sala de clarinet era un mesaj pe perete pus de domnul Albu, era ca o tablă în care erau lipite niște mesaje ca niște tăieturi de ziare. Unul dintre ele suna așa, deci îl țin minte toată viața. Ai forat mereu fără să găsești nimic. Punct. Continuă, virgulă. Dedesubt zace întotdeauna o comoară. Deci acel mesaj cred că îl citeam de 50 de ori pe zi pentru că, efectiv, când studiezi, tai când te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te uiți, citești și tot așa.
Deci ăla cred că a fost un mesaj motivațional. Da, a fost un mesaj motivațional pe care eu nu l-am înțeles, dar în momentele în care, cum era la vremea respectivă, studiam foarte mult și se termina ziua și aveam sentimentul că n-am evoluat cu nimic. Deci pur și simplu spuneam, măi, am studiat de 2000 de ori pasajul ăsta și tot nu-mi iese, și tot nu-mi iese, și tot nu-mi iese. Perseverență. Da, îl lăsam, veneam a doua zi, îmi ieșea. Mai studiam două zile, iar nu-mi ieșea. Deci, în concluzie, în muzică, repet, dacă am ajuns la punctul ăsta, ceea ce a spus Enescu este perfect adevărat. Îți trebuie 1% talent și 99% muncă. Ok? Și atunci, eu vă spun clar că în cazul meu s-a aplicat foarte, foarte mult. Deci, practic, eu am suplinit foarte multe lucruri prin foarte multă muncă. Și acum am să fac, tot timpul îmi aduc aminte de un lucru foarte interesant, eu și cu Dinu Croitoru. De aceeași vârstă cântam împreună, el trompetă, eu clarinet, ne întâlneam când la el la Reusen, când la mine la Bosan și învățam și noi câte o melodie. El a ascultat de 3 ori o cânta, mie îmi trebuiau 2 zile să reușesc să învăț melodia respectivă. Da, deci, așa, uneori nu că n-am avut ciudă niciodată pe el, dar mă întreb, măi, oare cum reușește să o prind atât direct? Eu stăteam și luptam la un trill sau la un grupet pe care nu îl înțelegeam, dădeam la casetofon din 100 de ori înapoi ca să reușesc să învăț. În fond, rezultatul, că până la următoarea repetiție, rezultatul era același. Numai că el aloca 15 minute să învețe melodia respectivă, mie îmi trebuiau 4 ori sau talenta, 4 ore. Talenta, talenta. Da, foarte. Dinu este o persoană, un trompetist foarte talentat, așa a fost dintotdeauna, o receptivitate foarte bună și un muzician foarte bun. Și am să fac totuși o paranteză și am să dau un exemplu că dacă Dinu o să mă audă, s-ar putea să se supere, dar nu are de ce să se supere, să vă spun și de ce. Eu am luptat foarte mult și am intrat la conservator cu nota 10 la vârsta de 19 ani. El a intrat mai repede în câmpul muncii, a făcut conservatorul, dar l-a făcut când eram eu profesor deja. Da? L-a și făcut după aia. L-a făcut după aia. Deja și e de la ansamblu. Da, nu, deci l-a făcut, cred că, prin anul 2010-2014, ceea ce este o performanță. Dar ceea ce vreau să spun tuturor, studiile au un impact mult mai mare dacă le faci la timpul potrivit, pentru că receptivitatea noastră ca oameni este mult mai mare la vârstele firești, da? Inclusiv acum, eu stau și studiez, da? Ok, în schimb, munca mea este mai mare acum, deci puterea de asimilare cea mai bună este în perioada tinereții, da? Le spun tuturor, studiați cât sunteți în liceu, cât sunteți în conservator, pentru că ulterior vor fi mai multe probleme, nu veți mai avea atâta timp, nu veți mai avea atâta disponibilitate, da? Dar dumneavoastră, când, cum mai aveți timp acum să predați și la Iași? Cum vă place asta? Da. Vă place? Da. Îmi place să fac lucrul ăsta. Sunt profesor. Nu am crezut că o să devin profesor și mi se părea că nu-i pentru mine până am început să predau la liceul de muzică. Pentru că deja în anul 3, când eram la facultate, am fost întrebat dacă nu doresc niște ore de clarinet la liceul de muzică pentru că erau ore în plus. Și am avut primii mei 3 elevi și ne-am dat seama că îmi place. Deci nu credeam. Credeam după, în momentul în care am intrat la facultate, spuneam că da, eu o să-mi doresc să cânt acolo, să fac aia. În cel mai rău caz am spus că ajung la Suceava profesor. Și ia că în anul 3 am ajuns profesor la Suceava, dar asta mie mi se părea că e în cel mai rău caz. Dar atunci am realizat că de fapt îmi place foarte mult și am avut copii foarte buni și sunt oameni pe care i-am pregătit și mi-am dedicat foarte mult timp acestei slujbe, da? Ok. Din 2006 sunt profesor la conservator, atunci am plecat de la liceul de muzică, ok? Și nu am renunțat. Și probabil cât sunt în viață și sunt sănătos, o să vă fac leagă lucrul ceva, ăsta. Vă leagă. Da, da, mă leagă, pentru că aici o să intervină și în altă discuție. Trăiesc și în lumea artistică, cu suflet de artist, și în lumea mercantilă business-ului, ok? Sunt două lumi total diferite și care, teoretic, nu prea are una de-a face cu cealaltă, ok? În momentul în care mă duc la școală, în momentul în care încep să predau, în care încep să cânt, încep să mă calmez și mă transform, ajung din nou în zona
în zona emoțională. Vă Okay? încărcați acolo cu... Da, mă încarc sau uneori mă enervez, că se întâmplă și lucrul ăsta. Am avut și puncte de genul ăsta în viață, că ca în orice meserie sau în orice lucru pe care îl faci, există și satisfacții și dezamăgiri. Există și dezamăgiri, am trecut peste ele. Probabil că o să mai vină pentru că nu-i soare toată ziua, corect? Așa, dar să ne spuneți acum un pic, să trecem un pic și la afaceri, să ne spuneți un pic cum v-a venit ideea cu Fly da? Music sau de cum a pornit totul, că eu aici, că eu noi știm dumneavoastră, că ați pornit cu Dorin, cu așa la început, dar nu știm exact când. Să ne spuneți și nouă, poate v-am zis, mai sunt tinerei care vor și să apuce de afaceri, să învățăm ceva din podcastul ăsta. Ok. Să ne dați măcar câteva, așa, vreo cinci, să vedem dacă, vreo cinci mici secrete. Dacă o să avem timp și cereri pentru al doilea sau al treilea episod, o să... Da, cu siguranță. Pentru că sunt multe. Am uitat să te întreb, avem un timp limit? Nu, nu avem. Suntem liberi, da? Suntem liberi. Ok. Referitor la afaceri, nu știu exact cum mi-a venit ideea. De fapt, nu mi-a venit nicio idee. Pur și simplu s-a întâmplat. Dar toate s-au întâmplat într-un mod anume. Este foarte simplu. Prima dată, fiind profesor la liceu de muzică, erau situații pe vremea respectivă în care nu aveam anci. Ok? Anci. Nu aveam anci pentru copii. Și cântam cu tot felul, găseam câte o anci, ba pe la filarmonică, ba pe la școala populară de artă, ba mă tăiam. Să explicăm că sunt oameni care ne privesc, care nu știu ce înseamnă ancia, okay. Care se pune la clarinet, e venița aia. Exact, trebuie să, da. Deci este o bucățică de lemn care se pune pe muștiuc și aia produce sunetul, să zic, da. Și este o consumabilă, poate să țină două zile. Era foarte greu de făcut rost. Exact, și atunci în mintea mea ce spun? Măi, ia să scriu eu la fabrică de la Van Doren din Franța să le spun că eu am nevoie de anci. Așa, zis și făcut, am căutat pe internet, am găsit pagina Van Doren, a durat o oră să se încarce site-ul la viteza de internet care era atunci. Găsesc adresa, încep... Asta pe ce an? Prin anul, eu știu, cred că 99, 98, nu mai știu, ceva de genul ăla pe zona respectivă. Ok, și le-am scris un e-mail, bună ziua, mă numesc Florin Fodor, sunt din Suceava, România, sunt profesor acolo, vreau și eu să comand niște anci pentru că nu avem ce să cântăm acolo. Nu știu cum am formulat e-mail-ul, oamenii mi-au răspuns foarte mare și au spus, domnule, noi nu lucrăm cu persoane fizice, noi lucrăm doar cu firme, dar având în vedere, citind e-mail-ul, îmi dau seama că aveți o mare necesitate și atunci o să vă trimitem așa. Și am cumpărat noi anci pe vremea respectivă, nu știu, câteva 10 cutii, hăcurie mare, în fine, le-am dat la copii, cum am făcut calculul, îmi rămânea și mie o anci la o cutie, cum să spunem, spus, opa. Bine, scopul principal a fost ăla, dar mi-am dat seama că îmi rămâne și mie o anci. Ok. Deci, de ce e secret? Uitați. Da. Cum aflăm acum. Exact. Deci asta a fost primul mic secret. Primul așa. Mic secret. Exact. După care, ăsta a fost primul pas. Lucrurile s-au dezvoltat la limita în care, în loc să comandăm 10 cutii, comandam 15. Dar, mă rog, era o chestiune neoficială. Acum sper să nu supăr pe nimeni sau să nu mă tragă nimeni de urechi. Așa. Ulterior, ce s-a întâmplat? Ulterior, în anul 2000, prietenul meu Cătălin Sârbu mi-a facilitat un contract în Elveția. Țin să menționez că visul meu pe vremea studenției era să mă duc să cânt în străinătate. Auzisem că erau contracte în Norvegia, că se câștiga bine, că e frumos, că era o viață artistică, era un fel de, cum să zic, dacă ajungeai să cânți în străinătate, erai considerat ca fiind un etalon, adică ai o valoare și artistică și muzicală. Și atunci eu mi-am dorit foarte mult să... Așa, și am început pregătirile încă de pe timpul studenției și în 1998 am plecat în primul meu contract pe un vas de croazier, care se numea World Renaissance și acolo a fost primul meu contract, unde am cântat aproape un an de zile. A fost extraordinar, m-aș întoarce oricând și așa, ulterior mi-am dorit, am terminat cu vapor, am spus, ok, vreau altceva. M-am pregătit pentru Norvegia, n-am reușit să prind contract. Și Cătălin Sârbu, având conexiuni, așa, mă sună într-o zi, Florin, tu nu vrei să mergi în Elveția, uite, ar fi nevoie de un clăpar, dar trebuie să cântești cu vocea. Tu cânti cu vocea? Asta e foarte interesant, da? Eu, în momentul respectiv, cântam cu vocea
între 35 melodii pe noapte, cântam Dragoste la prima vedere, mi-ai adus iar primăvara, din astea mai ușurele, și făceam terțe, gvinte și da. alte voci aleatoare pe acolo. Okay? Voce doua. Da. Și în momentul în care Cătălin Sârbu m-a întrebat, mi-a spus, măi, cu clapele știu cum cânti, dar cu vocea, știi? În momentul ăla am închis ochii și am spus, da, știu. Okay. Aici e foarte interesant, că eu am crezut că e un stadiu de discuții, după 6 săptămâni, eu mă trezesc cu contract și invitații în Elveția să cânt la Lausanne. Hopa! Și plecarea mea era în 6 săptămâni, de acum încolo. În momentul ăla am avut un șoc și am spus, ce mă fac acum? Am zis, cânt cu vocea. Ok? Bun. Și am spus, am următoarele variante. Am zis așa, solfegiu știu. Fals, nu cânt solfegiu că am făcut la școală. Limba engleză, o știu cât de cât. De ce n-aș putea să cânt? Și din momentul respectiv am început și am adunat toate piesele de la colegul meu, Adi Șoiman, piese care ei le cântau ca soliști principal, dar dacă stai toată ziua lângă ei, vrei, nu vrei, da, ți intră în cap. Da? Da. Ok. Și în momentul respectiv, ce am făcut? Am spus, ok, am adunat piesele și am început să le învăț. Eu fiind instrumentist, mi-a fost greu să învăț tehnica vocală. Și atunci ce am făcut? Unele piese care nu mi-eșeau, îmi scoteam solfegiu frumos, scrieam versurile de desubt și așa le-am învățat. Am stat așa vreo săptămână, după care am spus, ok, dar hai să văd cum reacționez eu dacă am să merg să cânt în public. Și m-am dus la restaurantul Nistru, era pe vremea respectivă, și am zis așa, ok, mă duc, l-am rugat pe domnul Costică, care era fostul proprietar, domnul Costică, vă rog frumos să mă lăsați să cânt aici, nu vreau niciun ban, vreau să mă antrenez. Și am început să cânt timid, eu singur, cu clapele vocal, clienții așa, am văzut că nu întoarce niciunul capul că îl deranjez, am spus, o, stai, că nu-i rău. Și așa, credere. Și așa am stat 5 săptămâni, în care noaptea stăteam și îmi scoteam piesele, efectiv noaptea, mă prindea 2-3 noaptea, la 8 mă trezeam, mă duceam la școală, iar la ora 6 din nou la Nistru. Și așa am stat timp de 5 săptămâni, mi-am făcut undeva la vreo 80 de piese și am plecat în Elveția. Și am spus așa, sunt două variante. Ați învățat 80 de piese? Da. În 6 săptămâni? În 6 săptămâni, da. Wow, da. E ceva. V-am spus, din nou aceleași chestiune, muncă și muncă. Deci pur și în engleză, nu? Și în engleză, bineînțeles. A, și puțin franceză și puțin spaniolă, mă rog. În, da, 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 da. În măsura în care știam limbile respective, dar le scoteam multe fonetic unde nu înțelegeam. Și am spus așa, am două variante, ajung acolo. Dacă nu o să le placă, ori mă trimit acasă, ori mă țin. În fine, a fost prima seară în care am ajuns, am început să cânt, a venit directorul, s-a uitat la mine, m-a ascultat jumătate de noapte, la 4 dimineața când am terminat prima seară de program, mă cheamă în birou, zic, hopa, taci că treaba nu e bună, zic. Așa, m-am dus pe emoții, m-am așezat așa, el s-a pus în partea cealaltă, eu m-am pus aici și mi-a spus, Florin, să știi că îmi place de tine, cânti ok, ești potrivit pentru localul nostru. În schimb, am nevoie de piese noi, pentru că aici noi nu cântăm evergreen-uri, cântăm numai piese moderne. Adică tot ce ieșea în top, noi următoarele 2-3 zile deja trebuia să le cântăm. Acolo, în Elveția, l-am cunoscut pe colegul meu, Mircea Efrin, pe care îl salut dacă ne vedem, din Iași, cu care am avut o relație foarte bună și am conviețuit aproape 5 ani acolo. Și de unde făceați rost de negative? Păi le făceam singur. Păi pe vremea respectivă lucram. Dacă ții minte, noi așa ne-am cunoscut când ai fost la mine acasă și ți-am făcut câteva negative. Mi-ați făcut negative și mi-ați făcut style-uri, că eu aveam PSR 740 și îmi plăcea cum sună. Și țin minte că v-a dat cartea tehnică și într-o săptămână mi le-ați făcut. Da. Pe vremea respectivă le făceam. Stăteam noapte și îmi făceam negativele, pentru că pe atunci nu le găseai. Era formula aia de... Foarte greu. Erau dischete cu MIDI. Da? Și nu se potriveau de la orgă la altă. Era un chin. În mare parte erau făcute de mine. Așa, de ce am vrut să povestesc asta? Cât am stat în Elveția, au fost contracte de 4 luni acolo, 4 luni acasă. Având foarte mult timp la dispoziție, umblam și descoperisem eu că există în Elveția niște magazine tip cash, să chemau. Da? Niște magazine, un fel de consignații de la noi, în care omul mergea și ducea ce găsea acasă și nu-i trebuie, da? Aș pune la vânzare. De toate, biciclete, boxuțe, instrumente, mingi de fotbal, tot felul de lucruri care, de exemplu, tu dacă găseai acasă un cimpoi, tu uita la el, băi, ce-i ăsta? Cimpoi. Hai să mă duc să văd cât îmi dă pe el. Șeful de magazin
se uita la produs, vedea cam cât costă și spunea, dacă el costa 100 de euro, spune, ok, îți dau 20 de euro pe el. Pe vremea francă, în francă elvețien vorbesc. Da. Și el la rândul lui îl punea la vânzare la 30-40. Ok? Alea au fost, au început să devină pasiunea mea. Deci zilnic, când mă trezeam la ora 2-3, prima dată făceam turul celor 4 magazine cash care se cheamă și vedem ce mai a apărut. Marfă nouă. Da. Cum găseam un instrument, îl luam. Da? Găseam, de exemplu, un clarinet, care, de exemplu, costa 1000 de euro, ăla îl cumpăra cu 150 de euro și îl vindea cu 250. Iar eu, pentru că știam să le repar, că timpul cât aveam timp... Știa să le repar? Da, da. Deci am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care am reparat clarinete, saxofoane de la... Ați învățat tot singur sau tot singur, da. Meserie? Tot singur. M-am ajutat Cristi Săveanu, unde strâmbam ceva și nu puteam să fac, mă duceam din nou la el, dar reușeam să le pun la punct foarte bine. Schimbam perenițe, plute, le centram și tot așa. Iar eu ce făceam? Seara, în pauzele de la cântat și în timpul zilei când aveam, în 2-3 zile le reparam și au ca noi. Și când ajungeam în România, găseam și făceam și eu. Deci tot timpul. Cu mic secret. Da, da, da. Da. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, dar toată lumea era fericită. De ce? Eu, de exemplu, aveam timp mult și reușeam să le aduc de la 60% uzură, să le fac la 90%, să spun, în sensul că recuperam din ele prin reparație, prin curățare, prin schimbare de piese și tot așa, iar când ajungeam în România, le venea foarte repede pentru că erau ieftine. Față de ce era pe piața românească, pentru că erau niște lucruri care nu trebuiau. Și atunci, în... Și alte date erau chiar de firmă, poate le găseați. Dar toate erau de firmă. Deci toate erau, pentru că eu știam exact, pentru că le cunoșteam, le suflam. Asta, da. Și le aduceam clarinete, trompete, saxofoane, câte o clapă, tot ce găseam. Deci, le știați pe toate, chitară. Da, deci eu nu veneam niciodată cu bani din contract. Toți banii erau cheltuiți pe instrumente, da? Așa, iar pe vremea respectivă câștigam undeva în jur de 1800 de franci pe lună. 1800 de franci reprezentau cam 1600 de euro, care erau bani și la vremea respectivă. Iar eu pe 4 luni ce adunam, îi luam, îi transformam în asta și în felul ăsta când ajungeam din 6000 câte economiseam pe vremea respectivă, făceam 8000. Da? Și atunci așa se întâmplase că în perioada ultimă, 2004-2005, a început lumea să audă că cineva de la Bosanci, care e profesor, aduce, are instrumente ieftine. Și mă trezeam cu ei la ușă, domnule, vrem și noi un clarinet, vrem și noi asta. Cam asta au fost... comandă, nu? Acum, oarecum, dacă n-aveți. Oarecum, să zic așa. Da, era un business empiric, mic, fără ideea de a face vreo afacere, pur și simplu. Da? Și am ajuns la punctul 2006, să zic, da? De ce spun că e un punct în 2006? Pentru că în 2006 am pus bazele firmei. Pe vremea respectivă râdeam, o firmă. Cum am ajuns eu să fac firmă? E foarte simplu, tot dintr-o întâmplare. Iarăși s-a legat. Pentru că adusesem ceva instrumente, acum am spus, mă, totuși, dacă mă întreabă cineva, n-ar trebui să mă pun și eu în legalitate, dacă vindeam și eu o trompetă sau două pe lună sau ceva de genul ăsta, mai aveam anunțuri pe... era un site Evrica pe vremea respectiv, un fel de OLX din așa, am zis, mă, dacă mă caută cineva, am început să zic, bă, nu-i bun în mintea mea. Și atunci, pe vremea respectivă, după ce am venit din Elveția, cântam la Brădet cu Elena Simionese, ok? La domnul Filuță Cerlin, că prietenul meu pe care îl salut și pe el, dacă ne urmărește, ne urmărește, cred că se mai uită. Da? Și... stând, cântând seara acolo, se adunau și clienți, dar și mulți muzicanți, pentru că era printre puținele locuri de Suceava unde se cânta, să zic, muzică live. Eram eu și cu Elena Simionese, eu vocal și cu clapele, ea vocal. Și atunci s-a legat o relație bună între mine și Filuță pentru faptul că lui s-a părut straniu că eu începeam programul la 5 fix și terminam la 6 fără 10, după aia la 6 urcam din nou pe scenă, terminam la 7 fără 10, indiferent că erau sau nu erau clienți. Și el spune, păi da, cum faci? Păi da, dacă ăsta e programul meu, chiar dacă nu sunt sau doi clienți, treaba mea este să cânt, nu? Venisem deja cu... școala de afară în care... Cu mentalitate, eu zic, da, nu? Da, mentalitatea nu... Pur și simplu. Acolo, în Elveția, așa era. Aveam 50 de minute cântare, 10 minute pauză. Regula era simplă. Aveai, n-aveai clienți, tu îți făceai program. Uneori cântam la becuri. Alteori era full, n-avea timp. În schimb, am învățat atunci că atunci când este aglomerat și toată lumea este ocupată, n-are nimeni grijă ta și poți cânti ce vrei. Când lumea n-are ce face, să plictisea și atunci toți erau cu ochii pe tine. Și
în felul ăsta am avut o relație și acum avem o relație foarte bună pentru că ne-am respectat unul altul și ne-am respectat munca fiecare dintre noi. Cum stăteam la Brădet acolo, bineînțeles, apare Andrei Morar și cu Gabi Morar. Ok? Proaspăt veniți în Suceava, Andrei, că el este din, de peste Monț. Așa, și cum stăteam eu de vorbă așa cu el, el ajunge la concluzia că și evenimentele, dacă vrem să le așa fiscalizăm, putem să facem o firmă și să faci factorul de acolo. Și atunci eu am spus, ok, deci eu dacă vând un instrument, îl fac firmă, pot să-mi pun și cântările și n-am niciun fel de problemă, sunt în perfectă legalitate. Zis și făcut. Asta s-a întâmplat pe 5 septembrie, sau, în început de septembrie, pe data de 6 septembrie 2006, se înființa firma Fly Music. Fly Music. Foarte interesant. Ne-am dus, am luat-o și pe soția mea și am spus, Eli, eu vreau să fac o firmă. Ce vrei să faci? O firmă. Și cine o să cumpere la tine? Nu știu, dar hai să facem că poate așa. Nu vrei să-ți dau și ție din firmă? Nu, nu-mi trebuie, spune. Hai mă, uite, îți dau 45%, îi zic eu. Și ea zice, nu-mi trebuie, dar hai că vin cu tine să te ajut la act. Am ajuns la registrul comerțului, am găsit denumire la firmă, Fly Music. Fly vine de la Florin, Liliana și Ioana. Sau Florin. Serios? Este numele... Eu crezut că de la Fly... Nu. Emiratele, Fly... N-are nicio legătură, nici nu știam de Fly Emirate și nici Dubai nu era ce este acum pe vremea respectivă. Deci Fly tot vine... Tot timpul m-am întrebat, că era, da, aveam și o întrebare aici. Este combinația, eu sunt Fodor Florin, ea este Liliana Ioana și eu sunt și Ion. Deci, practic, este F-L-Y. Și să nu punem I la sfârșit, am pus Fly, când îmi se părea nou, sună mai bine. De acolo vine, uite, am dezbătut cu mit, sau cum să zice. Da, de acolo vine și așa a fost în momentul respectiv, am făcut firma cu 55% acționariat Fodor Florin, 45% Fodor Liliana Ioana, ok? Și atunci noi râdeam unul de altul, deci că ia 45% din zero, ok? Și am 55% din zero. Deci cam asta a fost pe vremea respectivă. Acum lucrurile stau puțin diferit, pentru că de multe ori aici o să ajungem la un principiu de business, decât să ai 100% dintr-o firmă cu 1000 de euro rulaj, mai bine ai 10% dintr-o firmă cu 10 milioane rulaj, corect? Da, corect. Ok, și așa s-a înființat firma Fly Music în 2006. Practic nu s-a schimbat nimic la mine, doar faptul că am pus-o în acte și am început să cum să zic, pur și simplu mi s-a schimbat starea de spirit. Am început să, am prins încredere în mine și am zis, da, eu sunt firmă. Deci pur și simplu mi-a dat așa un avânt asta foarte mare. Asta vreau să vă întreb, cum să treci de la frică la curaj și să devii un lider? Asta. Frică. Am mai durat? N-ați avut frică? Adică să mergeți așa pe un drum care e necunoscut sau pur și simplu a venit totul, cum a spus dumneavoastră? Nu, am avut frici. Am avut frici întotdeauna și acum am frici. Nu e niciun fel de problemă. În sensul că am intrat pe un domeniu total nou, pe o lume a business-ului. Nu știam nimic, nu aveam niciun contact, nu aveam nimic. Dar, cum să zic, a fost 2006, norocul începătorului. Știți că de fiecare dată orice începător are noroc. Așa era și în muzică. În momentul în care știam 7 melodii, mi se părea că-s buricul pământului. Au trecut 40 de ani de când sunt în domeniul muzical. În acești 40 de ani am învățat din ce în ce mai mult. Am abordat mai multe genuri. Am cercetat foarte mult și îmi dau seama că știu foarte puțin. Deci muzica este un univers atât de mare încât mă simt atât de mic, ok? Iar atunci când știam 7 melodii, 2 hore, 3 bătute și 2 sârbe, credeam că sunt cel mai puternic. Așa a fost și în business. În 2006, septembrie, norocul începătorului. Ce s-a întâmplat? După ce am avut actele în mână, am sunat și eu vreo 3 prieteni prin țară. Măi, eu mi-am făcut firmă de instrumente muzicale. Dacă vreodată o să aveți nevoie de ceva, sunați-mă, că eu vă servesc cu de toate. Și a fost norocul începătorului, a fost în felul următor, că exact în 2006 s-au dat niște bani de la Ministerul Învățământului către cluburile copiilor, ok? Și s-au trezit cu niște bani pe care trebuia să-i cheltui repede pe instrumente. Firme destul de puține în vremea respectivă. Erau ceva firme prin București, mai și poate ceva pe la Gheorgheni. Și era foarte greu să-ți cumperi un instrument. Foarte greu era și eu cântam cu orgă și greu. Eu când mă duceam să-mi cumpăr instrumentele personale, plecam la București, te plăteam în bancă, dădeam comandă în Germania, îmi venea la vamă, mă duceam, o scoteam. Deci foarte, foarte greu.
când s-au trezit oamenii cu bani în cont, băi, unde sunăm? Băi, am auzit de Fodor și s-a făcut firmă și mă sună. Dom'le, uite, am și eu de o listă, vreau să cumpăr 3 clarinete, 2 trompete, nu știu ce. Și așa am avut în momentul respectiv 3 lucrări mai măricele pentru vremea respectivă, erau foarte mari pentru mine, în care o trebuit să rezolv. Și nu aveam foarte mari stocuri, ci foarte mari stocuri, adică aduceam doar pe comandă în momentul respectiv. Și m-am întrebat, clarinete ai da, cât costă atâta, trompete ai da. Ok, bun. Facem comandă. Făcut comanda, am eu și-a plătit. Eu m-am dat, când mă uit în cont, zic, popa, ce scump bani ăștia, fale, eu ce fac? De unde iau instrumente? Asta o face, da, mai mare problemă. Să vă intrați un pic. Păi nu, dar oricum eu am fost tot timpul ca un arc în momentul în care vine vremea, a fost timpul de business. Și am spus, trebuie să rezolv situația. Am auzit eu că este în Germania un mare depozit, așa, m-am urcat în mașină, fără hărți, fără Google, fără GPS și am ajuns la Treppendorf, la domnul Thoman, ok? Și mi-am făcut eu cu lista, cu caietelul, ce mi-a trebuit, m-am dus cu banii cash, oamenii când m-au văzut, au spus, Doamne, ce-i cu tine, de unde... Nu există așa ceva în țările europene. Pe vremea respectivă încă mai era. Dar oricum nu venea nimeni cu 17.000 de euro în pungă, Doamne, nici eu să cum, niște instrumente pe firmă. Aia întâi o râs de mine, să prefăceau că nici nu vorbesc limba engleză, deci pur și simplu. Da. După aia, ulterior, mi-am dat seama că ei cumva râdeau de mine pe acolo. Să vedem, nu apărut, cine e asta, de unde a venit? Deci ăla care am ajuns acolo și vorbeam, nici nu știa limba engleză chipului. Pur și simplu nu vrea să vorbească cu mine. Așa, după vreo 3 comenzi, mi-am dat seama că omul știa limba engleză foarte bine. Dar în prima etapă nu reprezentam nimic pentru el. Și așa a fost norocul începătorului. Mi-am dus contractele până la capăt, de la A la Z. Deci e foarte important este... foarte important ce a fost. Și asta cred că oamenii au avut încredere. Da? Deci au avut încredere în mine, nu știu din ce motiv au avut încredere, dar probabil poate eu am fost convingător cu ei sau poate au știut cât de cât despre mine, pentru că în principiu nu cred că în viața mea am păcălit pe cineva sau am vrut să păcălesc. Da? Deci pur și simplu dacă am spus că așa fac, așa am făcut. Au fost poate situații foarte, foarte puține în care nu mă pot onora din anumite probleme, poate am avut o problemă de sănătate, dar în rest... Ce am spus, aia am făcut. Și atunci, de fapt, cred că asta este unul din cheile succesului, faptul că oamenii au avut încredere în ce le-am spus. Și, cum să zic, și eu i-am tratat cu foarte mare respect, chiar dacă ei n-au știut. Erau niște vremuri prin anii 2006, 2007, 2008, când informația nu era atât de la îndemână ca acum, da? Exact. Eu dacă aveam o trompetă care costa 100 de euro, eu puteam să o vând și cu 300, pentru că n-avea nimeni cum să mă controleze. N-avea cum să știe cât costă, care e prețul real. Așa, okay, că acum dar eu ce am spus? Internet și... Exact, gata. Adică imediat vezi. Pe vremea respectivă nu e. Dar dacă eu am știut că ea e 100 sau 120, eu 120 am luat. Da? Da? Pentru că dacă eu îi luam 300 peste un an de zile, își dădea seama că l-am păcălit. Și, așa, și atunci am zis, mai, atâta e suficient pentru mine. Nu vreau mai mult. Dacă... Făceam atâta, era foarte bine. Și așa business-ul a crescut exponențial, fără niciun principiu de afaceri, fără niciun curs. Asta vreau să vă întreb și eu, cursuri, mentori? Niciun mentor, niciun curs, nici nimic. Deci eu am fost muzician până prin 2015 total. N-am avut nicio, cum să zic, primii ani nici program de gestiune nu aveam, nici nu știam cu cât cumpăr, știam cu cât cumpăr, cu cât vând, dar nu știam ce cheltuieli am. Îmi făceam așa rudimentar, mental, să spun, că probabil aici, probabil că aici am avut noroc și pot să fac niște analogii foarte repede. Nu-mi trebuie 100 de audituri să-mi dau seama de așa. Ok, și asta s-a întâmplat la un moment dat, firma a crescut destul de mult din 2006 până prin 2011, să zic. Da? Cine a fost Dorin? Alex a venit după aia? Da, primul angajat a fost Dorin Popovici, care lucra part-time, cum sunam, adică era în felul următor. El încă era angajat la magazinul Bucovina pe funcție de pompier, dar eu dacă eram plecat și aveam nevoie să mă ajute, îi spuneam, Dorin, du-te până așa, vine un client de la Focșan, dă-i două boxe, atâta cost. El fuge repede să urca, venea, pleca înapoi acolo și așa a fost o bucată cât a lucrat în tranzit, până când a venit cu normă întreagă la Fly Music și a devenit
primul angajat și acum el este și oarecum și veteranul firmei noastre, veteranul, da? Și Alex, după? Alex a venit după. Alex mi-a fost student, mi-a fost elev din clasa 5-a, până într-a 12-a mi-a fost elev la liceul de... Și Micliu, Adrian? Da, deci am avut mai multe generații. Păi atunci... salutăm și pe băieți, că e sigur să uită și Adrian mă sună. Domnul Adrian, da? Ce mai fac? Mai am faci înțeles. Podcast? Când... Deci în generația lor, chiar am avut o generație bună, a fost Alex Toma cu George Lupașcu, cu Micliu Cadrian și cu un băiat Mihai Stanciu, care e plecat la Cluj. Cei din George, Adrian și cu Alex au venit la Fly Music după ce au terminat facultatea, ca într-o joacă, poate au venit așa să zic în prima etapă, poate temporar, dar ne-am înțeles bine și am crescut împreună. Deci, practic, eu ce am învățat eu pe materii de business le-am transmis și lor. Deci, i-am format exact probabil ca și un didact cum erau la școală. Da? Deci, Alex e tot printre... nu printre primii angajați, nu mai știu exact dacă, mă rog, cred că 2011, așa, și au evoluat foarte frumos, deci practic în momentul de față Alex Toma este directorul general Fly Music, nu sunt eu director general, da, nu, că aici afacerile au evoluat și atunci el am desemnat director general pe cea mai mare companie din grup, pentru că în momentul de față noi suntem un grup de 6 companii în același holding, da? Asta e o informație. Mai aveți acum cu Fly Cars, bine? Da, Fly Cars, da, o companie care este o pasiune născută pentru dragoste, pentru mașini. Exact, pentru că mi-am dorit să conduc toate mașinile de pe glob și am zis cum să le conduc, le cumpăr, le conduc o săptămână și după aia le vând. Da? Așa. Și Alex conduce în momentul de față cea mai mare companie a grupului, Fly Music. Câte magazine aveți acum? 6 magazine sunt. 6 magazine sunt în țară. În principal, cel mai frumos... V-ați gândit să vă extindeți în afară? Nu m-am gândit, dar noi suntem deja, lucrăm. Suntem singura companie de profil care a avut curajul să iese peste hotare. Da? Din 2018 am tradus site-ul în limba maghiară. Am angajat vorbitori de limba maghiară și acum vindem în Ungaria foarte bine. Da? Serios? Da. Foarte frumos. Ulterior am dezvoltat și site-ul în limba engleză și suntem prezenți în toată Uniunea Europeană cu flymusic.eu. Ok? Primim comenzi, ce e drept, mai timid, Franța, Germania, Italia, pentru că sunt niște piețe foarte, foarte aglomerate, dar despre asta pot să vă povestesc un pic mai târziu, pentru că o să schimb puțin tonalitatea, pentru că de prin anul 2015-2016 am început să merg la cursuri, da? Asta a fost așa se spune, deci antreprenori, oameni de succes, învață de la oameni de succes, este adevărat? Da, este adevărat. Este adevărat. Trebuie să ai un anumit mindset ca să... Nu, un om de succes, să spune că prima dată trebuie să schimbi mentalitatea ca să reușești, să ai o mentalitate de învingător, să ai încredere în tine. De unde aveți forța asta necesară și energia asta? Că vă vând. Forță și energie. N-aș putea să spun de unde am lucrul ăsta. Pur și simplu, uneori am sentimentul că am o energie foarte mare în mine și nu mă simt niciodată obosit. Foarte rar o să mă audă cineva că sunt obosit. Asta vine de la faptul că ceea ce fac cu plăcere și lupt pentru lucrurile astea. Ok? La un moment dat dispare și dorința de a face bani, pentru că business-ul nu este doar despre a face bani. Dino Patriciu spunea la un moment dat că primul milion e cel mai greu de făcut, da? După care, indiferent că ai un milion, că ai 10, că ai 100, că ai un miliard, tot la fel poți trăi. Ok? Da? Adică ce înseamnă? După ce faci primul milion, nu sunt atât de bogat să am un milion de euro, nu, vorbesc de o cifră de afaceri, ok? După ce faci asta, după aia intervine dorința de succes. Adică să vezi unde sunt limitele tale, cât poți să faci, până unde poți să ajungi, cât de repede poți evolua, care este posibilitatea ta de a te reinventa, de a te readapta. De a trece peste provocări, pentru că să ne înțelegem. Exact. Să ne înțelegem. Viața de antreprenor e foarte grea, ok? Eu simt că trec ușor peste ele. Foarte rar au fost momente când am simțit că am situații fără ieșire.
au fost și situații din astea, da? Au fost situații în care am simțit că este foarte greu și nu o să reușesc să trec. Și ați avut și eșecuri, presupun, nu? Întotdeauna. Eșecuri o să am și, avut. Și de aici se spune că învățăm noi cel mai mult din eșecuri. Da, întotdeauna ăsta este cel mai bun profesor, să știi, greșelile tale. Pentru că de foarte multe ori, chiar dacă cineva îți spune, de multe ori pe urechi intră, pe alta ți iese. Ok? Și atunci, când te lovești tu, abia atunci înveți cu adevărat și toate lucrurile astea. Vreau să vă mai întreb de la muzică la cifre. Cât de importantă credeți că e educația financiară? Educația financiară este foarte importantă. Foarte importantă în orice domeniu. Nu. De asta v-am zis că, da, în orice domeniu. V-am zis că să trecem un pic de la muzică pe partea asta de business. Referitor la educația financiară, cred că educația financiară trebuie să devină o cultură și în cadrul societății noastre, plecând de la cea mai mică celulă. Deci fiecare... se predă în școală așa ceva. Încă nu se predă. Poate lucrurile se schimbă și probabil vom învăța și noi de la cei mai buni, să zic. Dar educația financiară trebuie să începi cu tine însuți prima dată, ok? Deci da. Tu ca individ trebuie să știi. Eu câștig cum să gestionez 3.000 bani. De lei pe lună. Ia să văd ce cheltuieli fixe am, ce cheltuieli de întreținere, ce economii pot face și ce bani pentru neprevăzut trebuie să am. Și atunci tu trebuie să știi cum să-ți gestionezi cei 3.000 de lei pe care îi ai. De aici pleacă. După aia intervine educația financiară a familiei. Ok? Când suntem doi, noi punem banii pe masă, vedem ce cheltuieli avem și îi împărțim. Dacă câștigăm împreună 10.000 de lei și cheltuim 11.000 de lei în fiecare lună, noi ne apropiem de faliment într-un fel sau altul. Acest lucru este valabil de la cea mai mică celulă până la cea mai mare companie. Iar aici aș vrea să-ți spun câteva povești simple care mi le spunea tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că astea îmi sună în minte. El, pe vremea respectivă, mi se părea că mă agasează cu lucrurile astea. Dar fii atent, îmi spunea așa, măi băiete, tu într-o zi, dacă ai câștigat 100 de lei și ai cheltuit 101 leu, tu deja ai o problemă. Tu dacă câștigi 100, cheltui maxim 99, să-ți deci rămână un leu. Ați fost educat. Tatăl meu nu știa că se cheamă educație financiară, nici eu nu știam că se cheamă educație financiară și am aflat și eu de asta în ultimii ani despre educația financiară. Mai fac eu lecții cu fiica mea că tot duc la școală și îi mai spun. E destul de interesată. Da? Asta este despre educația financiară. Ce vreau să-ți mai spun, vorbeam de anii 2011, a fost un an greu pentru noi, atunci a fost iarăși o cotitură în viața firmei, pentru că atunci ne-am reorganizat, da? Afacerea crescând foarte repede, nu știam să o gestionez. Asta vreau să vă mai întreb, cât de important este marketingul? Și aici să vorbim un pic. Marketingul, cred că o să vorbim un pic mai târziu despre marketing, să încheiem despre modul de conducere a afacerilor, da? Da, da, da. Ok, câteodată o să vedem în jurul nostru către o persoană care are un service auto și care la el încep să vină foarte, foarte mulți oameni, ok, să-și repare mașinile. Și la un moment dat el își dă seama că lucrează 8 ore, după aia lucrează 10, după aia 12, după aia 14, după aia 16 și el este un om foarte bun, lumea îl caută, dar la un moment dat nu mai face față. Este liber profesionist, dacă să vrei să dezvolți. Nu. Și atunci sunt două variante. Omul spune, băi, ce să fac? Bă, hai să mai iau echipă, un ajutor. Nu? Mi-au un ajutor. Ok, ajutorul ăla nu vine cu cunoștințele mecanicului, care ăla e foarte bun, ok? Și atunci el are două variante. Ori să-l învețe și pe ajutor, ușor, ușor, să-i dea operațiile mai ușoare la început și ulterior operațiile mai grele. Dar el, dacă are talentul ăsta să-l învețe și să știe să traseze sarcini, își va putea dezvolta afacerea. Dacă el este învățat să, băi, eu fac cel mai bine, ca mine nu face unul, deci asta e clar, el nu se va putea dezvolta și atunci o să rămână în continuare un atelier cu o persoană, el trebuie în felul ăla să-și spună, bă, mai mult de 3 mașini pe zi nu pot face și merge mai departe așa. Dacă vrei să-ți dezvolți afacerea, tu trebuie să ai capabilitatea să-ți iei o echipă lângă tine, dar echipa dacă ți-o iei, n-ai să găsești o echipă formată, trebuie să ți-o formezi, ok? Și atunci tu trebuie să fii didact pentru cei 3 pe care iei și să le dai sarcini. Tu
ia și dă roata stângă jos. Așa ați făcut și dumneavoastră, presupun. Da, da, așa am făcut și așa fac și acum, să știți. Pentru că dacă o să mă întrebați, ok, eu doresc să angajez un vânzător pe raionul de piane digitale. Vă rog să-mi spuneți câți credeți fost să înscrie la interviu pentru job? Da, o seama, dar câți cunoscători sunt, poate tip la care au făcut băiețe, pian sau care au cunoștință cât de cât sau nu, deci, spun. Un om format și meseria asta, ca eu dar să-l iau și a doua zi el să stea, să-l pun dar în magazin. Nu există, cred că nu. Nu există, da? Nu există. Da, și asta este ideea. Dacă tu cauți un mecanic, s-ar putea să-ți vină 10 mecanici. Deci, în tot ce am făcut noi, a trebuit să facem training la locul de muncă, ok? Trainingul am făcut eu cu toată lumea, după care oamenii pe care eu i-am învățat ați au mai devenit avut și specialiști care au venit și v-au ajutat? Până în 2016, nu. Până în 2016 am fost one man show. Ok? Noi am făcut, ulterior am început să merg la cursuri și am realizat că foarte multe informații pe care eu le foloseam, ele sunt în tratatele de... Era ceva nativ la ele sunt în tratatele de... în tratatele de management, în tratatele, în cursurile de vânzări și toate astea. Dar eu nu știam cum se cheamă. Da? Deci este vânzarea în 7 pași, care este tratată în manuale, dar eu nu știam că se cheamă așa. După aia mi-am dat seama. Uitați, v-aș propune ceva să nu uit. Să... aș vrea să lucrez pentru dumneavoastră 2 ani, dar mie nu, fără bani. Dar vreau așa să fie transparență. Transparență la ce anume? Adică pe unii mergeți dumneavoastră să merg lângă dumneavoastră să învăț. Știți cum e? Că cel mai, dacă ai 10.000 de euro, ce faci cu ei? Investesc în mine. Ai. Ok. În cursuri, în mentor, dumneavoastră sunteți un mentor. E adevărat asta. Nu puteți să negați. Că... deci pentru mine sunteți un exemplu și cred că sunteți un mentor. Eu dacă acum aș vrea să mă apuc de o afacere pe, în domeniul ăsta, în muzice, să zicem așa, pe cine ar trebui să vă plătesc pe dumneavoastră să-mi oferiți consultanță mie? Dacă cât costă o oră cu Florin Fodor? 500 de euro. Am înțeles, mulțumesc. Duir, facem contract cu 2 ani. La asta m-am referit, știți că acum... Am înțeles. Deci oamenii care sunt în firmă, deci foarte mulți au fost alături de mine și sunt alături de mine, da? Deci mergem împreună la târguri, la expoziții, discutăm, vedem, ascultăm concerte, vedem pulsul vieții muzicale, vedem ce se întâmplă. Deci nu lipsim de la niciun eveniment de profil de în lume, da? Deci în lume există 4 evenimente majore. Uite, o să spun, asta este primul curs, factura o facem la sfârșit. Gata. Da? De acord. Deci ora exactă în domeniul producției de instrumente muzicale, de aparatură, de asta se dau la târgurile de profil care există în Germania la Frankfurt, există ISE la Barcelona, există NAMM Show în America și Guangzhou în China. Și dumneavoastră okay? Stați prezenți cu echipa? Aproape în fiecare an. Deci, aproape în fiecare an, de exemplu, anul ăsta am fost în Statele Unite în ianuarie, am fost singur. Alex cu Marcel din firmă au fost la Barcelona în februarie, ok? Iar acum a fost Frankfurt, unde n-am apucat să mergem și probabil în toamnă o să mergem din nou. De obicei, pe partea de persoane care vorbesc limba engleză și care cunosc și așa, sunt luați în mod constant pe diverse evenimente muzicale. Da? Pentru că singur eu n-aș reuși să nu am cum să lucrez singur și să gestionez o asemenea afacere. Domnul Florin, mai intervin un pic. Da. Știu că aveți dumneavoastră o poveste că Dumnezeu v-a luat, să zicem așa, când ați avut dumneavoastră cu mașina, vreau să povestiți mai bine. Dumnezeu v-a luat pe neoparte, de câte ori v-a dat înapoi instrumentele alea muzicale? Vă rog. Deci aici... Și cât de rău v-a părut atunci? Îi mulțumesc lui Dumnezeu, cred că cu asta ar fi trebuit să încep, da? Pentru că fără El nimic nu funcționează, ok? Așa deci este. Lucrurile de acolo pleacă. De acolo, eu am început să vorbesc de la partea pământeană, să zic, da? Toate sunt rânduite de undeva de sus și drumul nostru este oarecum trasat. Apare intersecțiile în care noi facem alegerile, cred că alea ne aparțin. Deci Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Da, ok? E o vorbă adevărată, chiar dacă e din popor. Aici, cu mașina respectivă, e o poveste foarte interesantă din două puncte de vedere și o să-ți explic de ce, că n-ai de unde să știi. În anul 2000, mergeam la evenimente, ok? Tatăl meu
avea o Dacia Papuc, da? O Dacia în 5 locuri și cu ben Gen aia în Daci. spate. Deci mașina aia Acolo. tradițională pe care Era ne amintim. varianta bună că... Era o variantă ce bună, că au fost o panoramă de mașină pe românește vorbind. Dar noi nu ținem cont că înainte scăta mai greu, mergeau Dar nu. muzicanții mai vechi, mergeau cu Exact. trenul De ce la spun că cătat. era o panoramă de mașină? Pentru că nu pornea, frate, niciodată. Fac Mașina era greu. nouă, avea șocul ăla. Ai, Dacă nu pornea la șoc, deschideai capota, dădeai la camă ca să suflai pui în benzi, jiglor. suflai în jiglă. Partea asta e foarte bună pentru că am învățat o grămadă de chestii despre mecanică. Deci Dar cu de asta Dacia te învățai, cu era Dacia. singur Ok, când era. Dacia era tatălui meu, iar eu o luam în weekend-uri și plecam la cântat cu că îmi încăpeau sculele în spate, luam și formația muzicală, vorbea cu Eva, și toți cinci plecam în mașină cu aparatura în spate. Ok, totul bine și frumos, am fost la un eveniment, am ajuns acasă luni dimineață. Am parcat mașina în fața blocului, în fața magazinului Bucovina, locuiam pe vremea respectivă și am culcat. Am apucat să descarc o parte, mi-am dus orga sus, mi-am dus o boxă sus, după aia eram obosit, mi s-a făcut lene și am spus, las că le iau eu a doua zi, că nu știu ce. Eram prea obosit, să zic, în momentul respectiv. A doua zi urma să plec la Iași, mă trezesc dimineața la 7. Frumos, mă uit pe geam, eu am parcat mașina, tot timpul aveam un loc lângă un cum se cheamă asta, un stâlp de iluminat, acolo când găseam era locul meu preferat. Am parcat Dacia Papucu, așa se spunea în locul respectiv, mă uit dimineață pe geam, când mă uit în locul respectiv, văd altă mașină parcată. Așa cum zic, băi, cred că mi-a scăpat o lampă, cred că am parcat-o mai încolo. O stric pe soția mea, pe Lilie, și îi spun, Lilie, unde mi-i papucul? Și am întrebat, ce papuc care vrei să iei? Nu, mai mașina. Asta e Păi bună. n-ai parcat-o acolo? Ba da, dar nu mai este acolo, zic eu. Cum să nu mai fie acolo? Zic, nu este. Păi cred că am parcat-o în altă parte. Acum, mai încă nu intrasem în panică așa, știi? Cobor din bloc și am zis, bă, poate am lăsat-o la vale, poate au luat-o la vale. Așa cum n-am mai văzut, cum n-ai văzut tu papucul ăla, nici eu nu l-am mai văzut din ziua respectivă. Am intrat, bineînțeles, am sunat la poliție, am făcut declarații, toate procedurile, mi-am anulat plecarea la Iași, m-am seriat foarte tare, mai ales că era mașina tatălui meu. Și volant și ați Ori am dus-o dus-o. sus și o boxă. Deci, în momentul respectiv, mi-am luat cam toată instalația de sunet ce era la vremea respectivă. Mai avem niște boxe active IGBL, celebre pe Da, vremea. da, Deci da, mi-a da, luat o da. boxă activă, mi-a Mixer. luat mixer, mi-a luat caietele cu versuri, stativele, Alea. microfonul solistei, chitara, nu știu cui. Mă rog, gaură totală. Deci pentru mine a fost un moment foarte greu, pentru că în momentul respectiv nu eram nici sărac, nici bogat, că așa am fost toată viața mea, să zic, nu pot să zic. Dar îți dai seama că m-au lăsat fără instrumente, alea cu care eu produceam așa, m-au lăsat fără mașină și buba este alta. Că eu cum să mă duc acasă la taică, spun, băi, tatăl meu fura mașina. Eu tot timpul avusese, aveam un Ford Scorpio pe vremea respectivă, o mașină mai ochioasă, mai nu știu ce. Nu, aia nu mi-a furat-o niciodată, să zic. Cine, cum să mă gândesc eu că o să-mi furi cineva un papuc, de la încolo, un papuc. Așa, și în orice caz m-au tras în jos 2 ani de zile, pentru că o trebuie să m-am împrumut cu bani, m-am dus, am apelat la toate cunoștințele, domnule, am și eu, ajută-mă cu niște bani, pentru că am două probleme, trebuie să-i cumpăr mașina lui taie meu, cum să mă duc eu acasă să-i spun că mi-a furat mașina? Așa, tatăl meu avusese și un AVC pe vremea respectivă, era și, cum să zic, stătea la pat, cum să ajung eu să-i spun, bă, tată, nu-i mașina? Și o trebuie să împrumut bani și am început să caut mașină. Măi, și nu găseam mașină în culoarea aia, că eu am zis că fac în felul următor. Mă duc și îi spun că e mașina, îi pun copertină, nu o să se prinde el că e altă mașină. Iau numerele între timp. Dar între timp, eu tot cu speranța că o să găsesc mașina. În fiecare 2 zile tot sunam la poliție. Nici o problemă. Poliția întotdeauna spunea, cercetăm. Ei găsesc întotdeauna pe gubitul. Vreau să știți, da? Deci, pe mine m-au găsit, dar așa cum n-am mai văzut eu mașina, n-am văzut-o nici de atunci, nici până în ziua de astăzi, ok? A fost o traumă pentru mine, am trecut, am muncit, m-am împrumutat de bani, am cântat în continuare, din salariu am dat bani înapoi din cântări, mi-am plătit și datoriile, am dus mașina în față, în curte la taică-mea,
I s-a părut lui culoarea e puțin schimbată și într-adevăr nu găsisem griul ăla sub nicio formă și am luat una care bătea un pic pe albastru. Și am pus-o în curte și asta e situația. Timp de 2 ani am muncit, mi-am achitat toate datoriile și am terminat cu acest aspect. Foarte interesant că spuneai așa că Dumnezeu mi-a dat instrumente de atunci de sute de mii de ori mai multe. Uite, nu m-am gândit la treaba asta, dar ai foarte mare dreptate. În schimb, fii atent să vezi cum lucrează astrele. Tatăl meu a avut o soră, Victoria, o chemă, da? Care o femeie foarte muncitoare și o femeie din Moara, o, nu a avut copii, a muncit toată viața ei, era îndrăgostită de pământ și tot a muncit, tot a muncit, tot a muncit. Eu eram unul dintre cei 13 nepoți. Okay? Eu mai merg cu bicicleta pe coclauri. Și când ajungeam pe zona respectivă, mai mergeam pe la aia. Bă, mătușa, ce mai faci? Cum mai e? Stăteam și eu 5 minute pe acolo. Cu vreo 4 ani de zile în urmă a decedat, dar înainte de a deceda, ea a căzut pe, în drum, vecinii m-au sunat, aveau un numărul meu, vezi că mătușa e așa. Eu ce am făcut? M-am dus, am luat-o, am îngrijit-o, am dus-o la un spital de paliative, m-am ocupat cât am putut, na, ea timp de câteva luni după aia s-a pierdut, era și în vârstă și căzuse atunci, mă rog, a decedat. Bineînțeles că unul dintre moștenitori am fost eu și ghiși ce avea, avea un papuc. Iar eu după 20 de ani am primit papucul ăla înapoi, ea avea o Dacie papuc pe care mi-a lăsat moștenire, o Dacie cu 19.000 de kilometri. Wow. Doar că era de culoare albastră. Și această Dacie papuc în momentul de față se află la mine la firmă. Da? Ca să vezi cum lucrează astrele și când nimic nu este întâmplător. Uneori să știi că stau și mă gândesc că poate mă gândesc că am primit poate prea mult de la viață. Știi? Am avut și momente grele și momente frumoase. Dar dacă mă întreabă cineva dacă aș vrea să schimb ceva în decursul vieții mele, aș spune că nu vreau să schimb nimic. Ha? Și nu vorbesc pentru că mulți ar putea să judece și să spună așa, ok, simplu să vorbești acum sau în momentul ăsta, dar nu toată viața mea a fost așa, nu toată viața mea a fost liniară, deci a fost cu suișuri și coborâșuri. Cum v-a zis eu, nimeni nu v-a întrebat care este secretul eșecului tău. Nu te întreabă nimeni când ai eșecuri. Când ești la succes, nu mai trebuie să dai explicații. Da. Referitor la succes, pe partea de business sunt multe lucruri de spus despre succes. Aici trebuie să mai avem un podcast separat, pentru că eu aveam multe întrebări pentru dumneavoastră, dar discuția a mers atâta de, nu știu cum, de la sine a mers. Și dumneavoastră ați transmis și emoții. Eu nu am simțit chestia asta, povestea dumneavoastră de viață. Cum ați început? Cum a fost cu saxofanele? Cu mașina? Vi s-a părat? Cu muzica? Cum ați luat-o? Deci pe mine unul mi-a plăcut foarte mult. Doar eu cred că ne apropiem de final, nu? Da. Asta vă gândeam și eu, că zic, trebuie să mai facem un podcast, dar să vedem întâi cum o să fie feedback-ul și după aia, cu siguranță, cred că o să mai facem unul, dar o să vorbim mai mult de business. Cu siguranță, până la urmă, eu m-am așteptat la anumite întrebări. Ar fi trebuit să mă oprești dacă nu, lucruri care nu includeau asta. Mi-a plăcut foarte mult din viața dumneavoastră, cum ați vorbit, cum ați urcat așa și... Cred că și cei care ne privesc le-a plăcut și lor. Domnul Florin, eu zic că pentru astăzi e cam de ajuns, nu? Zicem, avem o oră și un pic de când, o oră jumătate chiar. Da. Dacă aveți un mesaj, le transmiteți tinerilor antreprenori, nu? Un mesaj scurt așa. Ce a spune? Un antreprenor la început de drum. De exemplu, cum a zis, eu vreau să mă apuc să fac afacere în muzică, cu instrumente. Cu ce? Deci, în primul rând, trebuie să vă lăsați conduși de instinctul propriu. Dacă ai un intuiția. Intuiția, deci e foarte importantă intuiția, să găsești nișa pe care vrei să te duci, ok, și oricâte piedici ai avea, să nu te lași, să cauți soluții, pentru că foarte rar există situații în care efectiv nu poți să controlezi business-ul, da? Deci trebuie să scoți
ce poți ca să-l poți face viabil. În situația în care ajungi la un punct în care totuși constați că nu, atunci trebuie să schimbi direcția. Sau înseamnă că n-ai avut nișa bună sau n-ai avut ideea bună. Dar e destul de complicat aici, pentru că dacă aș fi fost profesor de management, probabil aș fi avut niște, da, niște sugestii așa, dar e o întrebare la care nu știu ce să-ți răspund astăzi, să spun, da? Probabil dacă vom mai avea o discuție, o să discutăm mai mult pe zona de business, pe partea de antreprenoriat și de idei, de cum să-ți conduci afacerea, cum să o pornești, cum să o... Dar în orice caz, repet, dacă într-o zi, un curs. Dacă într-o zi ai câștigat 100 de lei, nu poți să cheltui 101 leu. Simplu. Ah, deci asta este. Da. Asta, ascultați. Dragilor, noi vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați canalul meu de YouTube și ne găsiți și pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Domnule Florin, eu vă mulțumesc tare mult încă o dată că ați acceptat invitația mea și ați fost astăzi aici în studio și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și eu și sper că am răspuns întrebărilor. De fapt, m-ai lăsat să vorbesc. Eu m-am lăsat la liber și chiar a fost, da, super. Mai am, okay, aici întrebări pentru data viitoare. Okay. Iar dumneavoastră, până data viitoare, cum îmi place mie să spun, mult succes!